Azi vorbim despre 5 aplicații pe care eu le am în telefon, le folosesc destul de des și vă recomand. Practic, n-ar trebui să lipsească din telefonul nimănui, mai mult sau mai puțin, pentru că avem un top de la 5 la 1 și hai să nu mai lungim, dă-i cu intro! Am promis că fac asta în 2 minute, maxim 2 minute, așa că hai să trecem la treabă. Timerul aici. Prima aplicație despre care vreau să vă vorbesc este Gemcam. Este o aplicație prin care poți pune muzică pe story-urile tale, sau eu cel puțin o folosesc pentru Insta story-uri. Poți face lip sync, dar am observat că este la modă cu altă aplicație, TikTok, pe care vă recomand. Dar cu Gemcam poți să-ți alegi o melodie. Dacă ai alte servicii de muzică în telefon, cum ar fi Apple Music sau Spotify sau altceva, poți să folosești melodii de acolo, dar dacă nu, poți să dai pe custom, îți alegi un cântăreț, nu știu, Alan Walker, de exemplu, îți dă melodii de ale lui și poți face Insta story, poți filma, doar că ai un anumit număr de secunde în care poți să faci toată treaba asta, pentru că na, drepturi de autor, și mi se pare cumva ok. Trecem la aplicația de pe locul 4, și anume Calm. Calm îi spune și numele cumva. Majoritatea o folosesc și eu, am folosit-o și o să o folosesc probabil în continuare noaptea, pentru că are o grămadă de efecte sonore, cum ar fi, nu știu, valuri de ocean, păsări, munte, etc. Și te relaxează foarte mult. Și nu numai, poți găsi chiar și anumite povestioare pe care le poți asculta înainte de somn. Nu știu ce-o pus în vocele lor de aici, e incredibil. Aplicația de pe locul 3 este Waze. Waze este un fel de Google Maps, numai că mai mult pentru șoferi. De ce? Pentru că prin intermediul altor utilizatori, șoferii pot afla de pericole care se află în trafic, nu știu, cum ar fi gropi periculoase sau un polițist, un radar, ceva. Efectiv, șoferii cumva comunică între ei prin intermediul aplicației și mi se pare super ok să o ai în telefon, chiar dacă nu faci drumuri foarte des, ci o dată pe an, te ajută chiar și de data aia să ai aplicația în telefon. Aplicația de pe locul 2 este Adobe Scan. Adobe Scan este o aplicație și numele îi spune, mi s-a întâmplat de atât de multe ori să trebuiască să scanez, să trimit un document și să nu am un copy center la îndemână, să nu am un scanner, un copiator, etc. Și m-a salvat aplicația, pentru că efectiv face o poză la document și ți-o transformă în ceva ce arată ca scos dintr-un scanner. E genial! Îți mărește contrastul, ți-o face alb-negru, arată efectiv ca și cum ai fi scanat un document la un copy center. Și aplicația de pe locul întâi este Snapseed. Snapseed este un editor foto și, sincer, Snapseed ridică editarea foto la un alt nivel. Nu trebuie să fii expert în editare foto, nu trebuie să știi tehnică sau ceva. Snapseed te ajută să îți faci pozele mult, mult mai faine și, evident, Instagram-ul mult mai ok. Sper că nu am trecut de 2 minute, sper că m-am încadrat în timp. Și da, vă recomand aplicațiile astea. O să mai facem un episod în care voi vorbi strict de aplicații de editare foto, video pe care eu le folosesc și sunt, îți pot face story-urile și fotografiile de pe Instagram sau oriunde le postați mult, mult mai bune. Dar până atunci, dacă nu v-ați dat seama până acum, în fiecare joi dimineață postez unboxing și review, iar săptămâna care urmează, n-aveți cum să o ratați, trebuie să urmăriți. E un subiect, fac unboxing la ceva, va fi împărțit în două părți. A doua parte va apărea peste o săptămână, prima săptămână aceasta, pentru că nu vreau să fie videoclipul mult prea lung și vreau să vă mai țin puțin și în suspans. Așa că până joi dimineață, eu v-am lăsat și v-am pupat. Pa!